Și mie, în 2006 am fost cu Angel Rădănescu la Alain. De atunci, după ce s-a terminat aventura, n-am mai antrenat 8 ani și următoarea echipă a fost echipa națională când a calificat-o la campionatul european din Franța, venind în locul nostru, ce când am plecat noi, la Etihad. Da, știu. În avionul, acum nu cred că o să se spune neapiții pe mine, în avionul de Istanbul, Jeddah, da, i-am explicat neapiții cum, cam care este mentalitatea jucătorilor, antrenorilor, managerilor de acolo. Și am spus că cel mai important om de acolo este vedeta, este și l-aveam exact, jucătorul. Pe Mohamed Nur l-aveam noi la echipă, pe la Hagi al lor, cum era imens. Mă, și el stătea la vreo 30 de kilometri de Jeddah la Mecca. Și hai vă știi cum este circulația acolo. Na. A întârziat o zi ședință, va să lamentăm. Asta se întâmplă frecvent, atenție, frecvent. A doua zi, a doua întârziere, iar tot facem noi ședință afară. Și eu am zis, nu, ce nu. Ce ce apiții? Să-l dați afară? Să-l trimitem la echipa a doua, că a întârziat și a doua. Și tu ce ai zis? Și eu am zis, nu, pentru că e Mohamed Nur, este vedetă, este tot, este asta imens. Și ne punem toată Arabia Saudită în cap, pentru că Mohamed Nur era Hagi al lor, Messi al lor, înțelegi? Da. Și am fost în inferioritate și l-am trimis la echipa a doua. A doua zi... a doua zi ne-au curățat toate ziarele, Șumi. Asta am pățit ziarele... eu. Stai o secundă, Șumi, stai să termine Vivi tot. Toate ziarele erau pe noi, pe stafful nostru, pe... Și alea, Pizzi ce a zis? Nu mă interesează. Și a zis, nu, l-am dat. Mă sună înapoi, seara. Ce ați făcut, Vivi? L-ați dat afară pe nu? Da. Păi ne-a întârziat așa. Păi zice, mie mi-a întârziat 3 zile și nu l-am dat afară. Ca pășim înapoi la Etihad. Înțelegi? 3 zile. Deci asta e mentalitatea. Stai, Șumi, ai puțină răbdare, Șumi, doar ca să trec, că e interesant ce spune. Asta vreau să-i zic, că același lucru am pățit eu cu Shamrari, Nasser Shamrari, cel mai mare marcator al Arabiei Saudite, Shamrari, la Shabab. Exact același lucru. Golghetorul all time al Arabiei Saudite a fost și la Etihad, Vivi știe. Da, cu siguranță și la Hilal. Și la Hilal, păi era valoare. Era cel mai bun în național. Mi-a întârziat o zi, mi-a întârziat 2 zile, mi-a întârziat 3 zile. Și aveam alt jucător, tot care îmi spunea, zice, băi, coach, care îmi spunea, un jucător, nu vreau să-i dau numele, că este foarte, foarte, foarte mare din Europa. Și zicea, băi, coach, dar cum accepti să faci, tot accepti. Și i-am zis, păi, dacă n-accept, mâine mi-am luat bagajul și am plecat. Ăla, jucătorul ăla vrea să te dea afară, de fapt, crede-mă. Da, deci ăla era atât de perversat, că era băiatul ăsta, de care zici tu, încât ăsta nu mai știa cum să te curețe. Cum, coach? N-ai personalitate? Adică lasă să facă, dar el ăsta vrea să te curețe, Șumi, crede-mă. Orică, eu am fost mai perversat, că și am luat parap cu mine. Păi, Șumi, la Inco. Așa, și zici ce s-a întâmplat, că n-ai terminat. Piții cum el încăpățânat, păi, ce a zis? Normal, nu, domne, rămâne dat afară, nu? Afară, asta, bineînțeles, am pierdut un meci. Toate spectatorii contra noastră, managerii nu mai veneau pe la stadion. Și la cât timp v-au dat afară? La câte zile? Bine, eu, noi am ajuns în octombrie acolo, eu în ianuarie nu mai m-am dus. Și la ianuarie-februarie... Eu dat afară, bineînțeles. Păi, deci cam la cât timp de când l-a dat? La 4 luni i-am dat afară, deci nu mai, la câteva meciuri. Și Angel Iordănescu când v-a sunat ceva, zice, sunteți spa, a? Sunteți spa, păi zice, mie mi-a întârziat 2 zile la întrebare și nu l-am dat afară. Și altă întâmplare la Ind, că vorbim de Emirate, întârzie un jucător și eu fiind asistentul generalului, zice, Vivi, tu și vorbește cu ăsta de ce a întârziat. Păi, Coș, știi că mi-a murit bunica. Peste 2 zile iar întârzie. Vivi, dă spune ăsta, amendă ăla. Mi-a murit bunica. Păi ce faci, mă? Da. Păi ce, tata are 4 neveste. Fiecare are câte o mamă, normal. Da.